venit pe acest canal de YouTube. Acum vă voi prezenta tăierile în verde la cireș. După cum se observă, acest cireș anul trecut a avut un rând de șarpante, acestea care sunt mai vechi, se văd, da? Trei șarpante aici și alte două aici. Una s-a rupt sus din cauza vântului. Vom începe cu prima șarpantă. Aceasta este prima șarpantă. Deasupra ei se vede un lăstar. Acest lăstar, suprapunându-se către acesta, se va tăia la cep. Te rog, filmează aproape. Aici jos se vede o formațiune de frunze foarte apropiate, da? Chiar deasupra lor se va tăia la cep. Iar aceste formațiuni vor face muguri de rod și vor fructifica anul care vine. Mergem în continuare pe șarpantă. Aici avem mai multe creșteri. Da? Acestea eu nu-mi doresc decât să-mi fructifice pe această șarpantă și șarpanta să o mențin la o lungime cu aproximație atâta. Voi veni aici, filmează, te rog frumos, aici. Voi tăia aici la cep, aici la cep, deasupra formațiunilor de aceste frunze. Aici la fel se văd niște muguri. Poți să dai pe zoom puțin dacă dorești. Se taie deasupra aici. Aici iar deasupra și ne ducem în continuare, lăsăm 20 de centimetri cu muguri în jos și am tăiat următoarea ramificație. Mergem mai departe pe această ramificație. După cum se vede de aici de la tăietură, venim cu încă o șarpantă în partea aceasta. Aici tăiem la cep, aici vom tăia la cep, ajutăm pentru fructificare, aici la cep. Iar aici, dorind ca să mai fac încă o șarpantă, voi tăia 20-25 de centimetri de la vârf în urmă, dar cu mugure în jos, după cum se observă. Vom trece la această șarpantă care a fost legată pentru ca la anul să fructifice. Același lucru, nu-mi doresc decât să-mi fructifice pe această șarpantă. Am tăiat acel lăstar, acesta îl tai chiar deasupra frunzelor, aici. Nu vreau să lungesc mai mult de atât, mă duc la jumatea acestui lăstar am tăiat și acesta îl tai la cep. Și am terminat și cu această șarpantă. Mergem în continuare la aceasta. Aceasta, aceeași chestie, cea care se duce în sus, o vom tăia deasupra aici, deasupra mungurilor. Aceasta iar o vom tăia aproape, aici lăsând cep. Iar aceasta o vom lungi foarte puțin și voi tăia la 10 cm pentru a forma o altă șarpantă în direcția aceasta. Am trecut la următoarea șarpantă, aceasta o vom tăia la cep, aceasta o vom tăia iar la cep, iar aceasta, datorită faptului că nu vreau să o lungesc mult încoace, că am niște meri pe șpalier, voi lăsa un 10 cm cu mugure în jos sau mugure lateral. Aceasta șarpantă, același lucru, acesta merge în sus, e concurent. Fiind concurent, îl tăiem la cep, ca să-mi fructifice, să fac pentru la anul. Aici la fel, aici la fel. Aici la fel, aici tot la cep, iar aici nu-mi doresc o alungire prea mult a ramurii și anulez 20-25 de centimetri către vârf. Mergem pe următoarele șarpante sus. Aici îmi doresc să formez o altă șarpantă, vom elimina la cep, iar aici îmi doresc să o lungesc mai mult. Voi lua doar un 10-15 cm din vârf. Aceasta este următoarea, același lucru la cep, aici iar la cep, iar aici la fel, un 10-15 cm. Mergem mai sus, aici după cum se observă sunt patru lăstari noi, tineri. Aceștia, acestea îi vor scurta la jumătate, deci după cum se vede, aici odată, a doua oară, a treia oară, a patra oară. Iar vârful, dacă dorim ca să nu se înalțe mult, îl coborâm frumos la jumătate. Acesta este tunsul în verde la acest cireș. Vom merge la unul de etatea de 2 ani de zile. Anul trecut a fost tăiat la 80 de centimetri. Iar acum va trebui ca să vă arăt cum se face tăierea în verde. Trece în al doilea an. Acesta este cireșul care a fost tăiat la 80 de centimetri. Și acesta este al doilea an. Se vede ce creșteri a avut. Pentru acest lucru, ne luăm o șarpantă aici, am tăiat lăstarul acela și aici venim frumos cu el la jumate. Aici, următoarea șarpantă,
Aici avem prea multe șarpante aglomerate. Va trebui să rărim. Aici tăiem la cep, la cep și ne-au rămas una, două, trei, patru șarpante. Acesta va fi vârful, fiind ultimul lăstar terminal din vârf. Acesta fiind concurent, se elimină. Aici vom tăia iar la cep. Și aici vom scurta aceste ramuri la jumătate. Aici un sfert. Și acesta este tunsul de vară la pomul care a trecut în al doilea an. Iar în înălțime putem iar un 20-25 cm. Dacă v-a plăcut acest videoclip, abonați-vă în continuare la acest canal de YouTube. Vă mulțumesc! La revedere!